Stimați prieteni, bine v-am regăsit! A ajuns până la mine, din celălalt capăt al lumii, poezia tânărului nepalez Kamal Dungana. Iar eu am ales să o împart astăzi cu dumneavoastră, așa cum împarți pâine caldă la masă. Pâine caldă care înseamnă hrană, care înseamnă putere, dar care înseamnă și aflare împreună, așezare împreună, descoperire a celuilalt prin gestul de a oferi și prin gestul de a primi. Kamal Dungana s-a născut în India, trăiește în Nepal și are Himalaya în sânge. Himalaya sau acoperișul lumii, în traducere din sanscrită, Hima înseamnă zăpadă, iar Alaya înseamnă locuință, adăpost, Himalaya este pentru cei de acolo spirit tutelar. Se simt datori, sunt motivați să corespundă locului, să funcționeze pe frecvența locului. Este vorba, cel puțin așa am înțeles eu, despre o formulă particulară de rezistență spirituală. Nu cred că știți că se consideră că în provincia Lumbini din Nepal a venit pe lume Siddhartha Gautama, adică Buddha. Ei bine, poetul nostru nepalez se străduiește să se ridice la înălțimea acestei grandori, la înălțimea sacralității acestui loc. Are 26 de ani, scrie în mod dedicat, în mod consecvent, de aproape 6 ani. Versurile i-au fost traduse și publicate în Nepal și în India, dar și în China, în Vietnam, în Bangladesh, în Serbia, în Spania, în Palestina, în Egipt și în România. Revista Cafeneaua Literară i-a găzduit recent un grupaj de poeme. Acum, despre ce scrie Kamal Dungana și cum scrie Kamal Dungana. Scrie poezie de dragoste și poezie socială. Sigur, este la vârsta când te exprimi liber, când îți rostești cu fermitate crezul și când alegi să mergi mai departe cu pieptul dezgolit, indiferent de consecințe. Stilul lui este unul direct, abrupt, aspru, ultimativ. Figurile de stil sunt și ele puține, chiar foarte puține. Senzația mea este că el scrie ca și cum ar escalada un munte. Sus este cerul, jos este prăpastia. Dacă reușești să ajungi cât mai aproape de cer, te-ai salvat. Altminteri, riști să cazi în prăpastie. Nu există cale de mijloc, nu există jumătăți de măsură, totul se petrece odată pentru totdeauna. Vă invit să ascultați. Foc. A fost odată dragostea noastră. A fost ca un râu. Curgeam împreună. Atâta vreme amândoi am curs ca apa. Dar s-a întâmplat o moarte. Ai ars, tu ai ars dragostea noastră. Nu mai ești acum nici apă, nici foc nu mai ești. Ai scăpat totuși neatinsă. Eu nu. Eu am ars, nu odată, ci de două ori. La început, lângă focul plecării, apoi stropind singur uleiul din lampă. Roșu. Ți-a plăcut întotdeauna roșu. L-am aflat mai târziu că întotdeauna ți-a plăcut să acei trandafiri roșii de Valentine's. Ți-am scris cu sângele meu, întotdeauna cu sângele meu. Nu ți-au plăcut scrisorile mele roșii de dragoste. Chiar nu ți-a plăcut lumea mea roșie. Adunasem atâta culoare ca să te împodobesc. Până într-o zi, când ai dispărut, era cât pe ce să mori într-un accident și aveai nevoie de sânge. Dacă ai tăi n-au vrut să-ți dea, de ce ai acceptat sângele meu? Cum de-ai încuvințat așa deodată? Viața ta colorată, trebuie să știi, a supraviețuit cu sângele meu. La urma urmei, tot despre roșu este vorba. Foame. Văd neajunsuri. Văd
copii țipând de foame, văd o mână de orez gătită pe foc, văd o familie care suferă. Evit să mă gândesc dacă mie îmi este foame. Spunând că ți-e foame, te doare de fapt ceva mai adânc. Cea mai mare durere aceea, nenumită, este. Chipul mamei. Ea poartă un munte de întristări. Întristările sunt acolo de veacuri. Ea înnoată în oceanul foamei pentru ca noi să nu murim de foame. Stă la soare, e umbra copiilor ei. A fost mereu cât soarele și cât veacurile. Obrajii i-au crăpat, părul i s-a copt, chipul ei este cel mai frumos din lume. Jocuri diferite. Am crescut împreună încă din copilărie. Știu că îți place să te joci. Treptele timpului au crescut odată cu tine, odată cu mine. Timpul se joacă mereu cu noi. Acum însă, tu ai ales să te joci cu inimile altora. Aceasta e umbra. Din cauza ei, suntem acum atât de diferiți. Lacrimi. Eram viu și eram încrezător. Într-o zi s-a întâmplat însă că am murit, brusc. Și am fost dus pe malul apei. Au venit atâția să mă plângă. Câtă cenușă a căzut din ochii lor. Râuri de cenușă, râuri de cenușă ca râuri de lacrimi. Dar eu nu știam și îmi doream atât de mult să știu. Lumina aceea, cenușa aceea, erau un fel de fericire? Ultima scrisoare. Ultima noapte de iarnă rece pe tăietura degetelor. Tremur când zgârii cu litere roșii această ultimă scrisoare. Draga mea, aceasta este într-adevăr ultima mea scrisoare. Poate că ea te scapă de mine. Amintirile vor trăi însă până la sfârșit și până la ultima ta respirație. Ca o așezare după potop, întreaga mea lume a devenit pustie. Chiar și visele de astăzi, chiar și pământul pe care calcă picioarele mele este pustiu, chiar și cerul pe care văd cât o eclipsă în fiecare seară. Da, draga mea, acesta este ultimul semn pe care îl trimit către tine. Definitiv, absolut, definitiv. Kamal Dungana, Nepal.